Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Eu cred că fata mea s-ar putea afla în pericol. Roman Malică din satul Buței, în raionul Hâncești, de mai bine de un an nu își poate găsi fiica de doar 8 ani. E cu cineva străin care nu știe și nimeni. Copila a dispărut în vara anului 2019, când bărbatul se afla la serviciu. Nici nu știu cum arată și cu dânsa și cum se comportă ei cu dânsa. Bărbatul se teme că fata lui putea să ajungă chiar în mâinile traficanților. Mă tem că fata mea să nu fie vândută, nu fie dată la organe. De asta mă tem cel mai tare. Unde se află acum fiica de 8 ani a lui Roman? Pe cine învinuiește bărbatul că i-ar fi răpit copilul și ce detalii ascunde acesta? Aflați în această ediție. Roman Malic, care declară că fiica lui a fost răpită acum un an, va intra în platoul nostru. Să-l întâmpinăm. Afirm că fiica ta de 7 anișori atunci, acum are 8, a fost răpită acum un an. Da. Vreau să te întreb dacă ai idee unde se află acum. Ca să presupun, undeva se află prin România. Undeva prin România? Da, undeva prin România. Asta e tot ce știi? Nu știu nimic despre dânsa de un an și ceva deja. N-ai văzut-o? N-am văzut-o și n-am vorbit cu dânsa. Dar cum a ajuns copila undeva în România, știi? După spusele băietului mai mare, mama ei a luat-o forțat în ziua când a plecat, când a fugit. Eu eram la serviciu. Dar de unde știi că s-a dus în România? Pur și simplu, ea vorbea des pe telefon, pe internet. A cunoscut pe altul pe internet și a fugit la dânsul. Asta știi? Da. Zi-mi, te rog, cum ai reacționat când ai aflat asta? Că, uite, soția ta a fugit la iubitul ei, amantul ei în România. Că-ți te așteptai la un asemenea gest, în general, din partea soției? Nu mă așteptam la un asemenea gest, dar... Chiar niciun clopoțel nu suna acolo? Eu nu tragem atenție la lucrurile care se fac, deja nu mai putem face nimic în privința la asta. Internetul, în fiecare zi... Și de pe internet, eu la serviciu... Și știai cu cine vorbește ea? Ea mai vorbea, dar eu nu i-am putut interzice. I-am interzis de vreo două ori și a zis că eu mai bine stau pe internet. Te lepăd pe tine, dar internetul nu îl închid. Internetul, da, dar cu cine vorbea ea pe internet? Cu diferiți oameni. Tu nu știai că este amantul ei? Dar nu știam. Și nici vorbea că planifică să fugă de acasă. Vorbea cu mai mulți oameni din România, cu mai mulți bărbați, într-adevăr. Și pe tine asta nu te deranja? De multe ori. Ne-a spus, oprește, nu mai vorbi atâta. Uh-huh. Atâta și ne-a spus. Eu te lepăd, dar internetul nu lepăd. Acum a trecut un an de la fuga ei. Tu cum crezi? De ce a fugit ea? A fugit că și-a găsit alt iubit. Și problemele familiare care au mai fost. Și internetul și alt ce iubit. Ce probleme familiare? Mă rog, ceartă, bătăi. Au fost și cer și bătăi? Au fost. Nu neg lucrurile astea. Hai să vedem împreună un subiect realizat de colegii mei despre viața voastră de cuplu. Atenție la ecran. Roman Malic și Veronica Donțu și-au unit destinele în vara anului 2008. Bărbatul spune că primii ani de căsnicie au decurs în înțelegere. De la început, parcă totul era bine. A apărut băietul, pe unii mai șchiopătam, pe unii mai o lecție mai greu am mers viața. Că am trăit în diferite case. Primele certuri au început după 5 ani de viață conjugală, iar vinovați de asta, bărbatul îi consideră pe foștii lui socri. Situația s-a agravat atunci când părinții, într-adevăr, îi se începe a vărâ în familie și spun că ea ca el așa, că el așa. Roman spune că odată cu apariția internetului în casa lor, soția lui s-ar fi schimbat și mai mult. Grea cu băieți. Suna, îi spune că ei nu are bărbat, că nu are copii, că ei singură, că e divorțată de ani de zile în urmă, 100 GB într-o lună de zile, mi-i sufla ca când așa-și trebuie.
Apeluri la miez de noapte, mesaje ascunse și fotografii în pielea goală. Acestea erau principalele ocupații ale soției sale, afirmă Roman. Până în ziua și n-a știut că ei vrea să fugă la altul. N-am mai putut să-i fac nimic. Credeți-mă, n-am putut să-i fac nimic. De ce fosta ta soție nu l-a luat și pe celălalt copil cu ea? Andrian nu a vrut să se ducă. Adică nu a vrut să se ducă? Nu a vrut să pleci cu dânsa. Când am venit eu de la serviciu, asta a fost în jurul 4 undeva, el a început să-mi povestească ce s-a întâmplat în casă. Și ce ți-a povestit? Mi-a povestit cum ea a așezut pe internet, pe urmă și-a pregătit torbele, sumșele. I-a spus fetei să meargă și băietul nu a vrut. Fata tot nu a vrut după cum a povestit băietul. A zis, mama o chișca și spune, hai că nu trebuie să stai aici cu tata, dar hai cu mine. Andreanu întreba, dar unde te duci, mama, cu torbele? Mă duc până la Hâncești. Mă duc torbele și vin acasă înapoi. A refuzat, a zis că eu stau cu tata. Nu merg cu tine. Și nu a mai revenit. Și nu mai a revenit. Roman, tu acum ai o altă familie? Am o altă familie. Ești căsătorit, da. Recăsătorit oficial? Recăsătorit oficial. Și cum s-a încadrat primul tău copil în această nouă familie a ta? În cetișor, dar se încadrează. În cetișor? În cetișor. Nu pot să-l iei repede. Mergem în cetișor. Credeți-mă, după cum spune el, eu nu pot să-mi schimb mama mie pe altă mamă. Dar auzi că mă doare sufletul, așa spun. Mie mă doare suflet, mama mea m-a lepădat. El are câți ani? 12? 12 ani. Eu știu un lucru. Nici o femeie nu pleacă de acasă dacă nu are un motiv. Al doilea lucru, chiar și un câine care l-aveți în curte, dacă măcar odată l-ați lovit, el nu mai vine să ia mâncare din mâna dumneavoastră. De aceea, poveștile despre internet sunt niște scuze. Cred că lucrurile sunt mult mai grave în interiorul fostei familii. Nu credeți dumneavoastră că se retrăgea soția dumneavoastră prin rețele de socializare anume că îi lipsea ceva, poate dragoste, atenția dumneavoastră? Eu nu cred, eu cred că a fost foarte disperată să se despartă de copilul său, să-și lase acasă un copil. Dacă lua ambii copii, încă știți cum, a luat copilul și s-a dus de la dumneavoastră, dar ea și-a lăsat în același timp copilul, băiatul. Eu îmi imaginez că ceva a fost acolo, un motiv foarte dureros că ea se poate să procedeze anume așa. E vorba în asta, dar e vorba că a luat fata fără de știrea mea. Nici nu m-a sunat, nici n-a spus, dar trebuie să spui. Roma, la noi nu mai mergi căsnicie. Ai des unul într-o parte, altul într-o parte, poate cumva rezolvăm cu copii la tine, 3 luni la mine, 3 luni sau cum, la școală. Crezi că chiar o lăsai dacă îți spunea asta? Că uite, da, eu te părăsesc, da? Și plec? Eu am încercat și eu de multe ori, de la ceartă, chiar de la ceartă. Îi spunem, eu nu acuș hainele, nu iau documentele, zic că eu ies pe ușă. Eu nu dovedem să ies pe ușă, pentru că atâta, ies pe nici, nu știu, spune. Roma, noi avem 2 copii de crescut. Dar eu nu știu nimic, nici până în ziua de azi, de fata mea. Asta iar este cea mai mare, da, problemă. Iar un an de zile, dacă vreți să mă creți, iar un an de zile, din acuș, asta fac, din luna noiembrie, și eu nu a fost să vadă băietul măcar să-l vadă odată. Iar acum, în platoul nostru, va intra fosta soacră a eroului nostru. Femeia a venit să explice gestul fiicei sale, care ar fi fugit de acasă cu copilul. Să o întâmpinăm. Bună seara la toți! Bună seara, doamna Zinaida. Da. Dumneavoastră ați știut că fiica dumneavoastră planifică să fugă peste hotare, din familie? Am știut. Ați știut? Am știut. Ce v-a zis ea? Adică cum și-a argumentat ea această decizie? Să fugă de acasă. Cum să fugă de acasă? Obișnuie, obetie. Păi și totuși, fiica dumneavoastră, ea, ce, cum a argumentat? De ce să fugă acasă chiar așa? Putea să divorțeze. Uite, chiar exact asta discutam înainte de a intra dumneavoastră în platou. Putea liniștit să divorțeze, să-și împarte copiii aici, pe loc, dar a fugit de acasă, așa, pe neprins de veste. El nu fuge de acasă, e să o lua pe cheii. E cu să-l ieși pe Andrian, Andrian nu o să ducă. Eu fac documente și lui, trebuie să ducă. Dar Adrian, cum credeți, de ce Adrian nu a vrut să meargă cu mămica? Nu știu.
De când nu v-ați văzut nepotul mai mare, Adrian? De când s-a dus fata mea la România, eu de atunci n-am văzut băieții. Dar v-ați cerut să-l vedeți? Da. El a venit într-o seară la mine. Și pentru ce nu m-a lăsat? Chiar n-a să-l las să-l vedeți. Mi-a dat tu și-mi pe fata, dar... De ce, Roman? Nu. Bine, cu soția ca și soție, da. Dar noi... cu bunii cei ce are? Eu nu am nică cu dânsii, cât nu-l vad. În luna noiembrie, asta a fost anul trecut, în luna noiembrie, când au venit a doua oară în România, da? Ne-am dus la dânsii. Noaptea ai venit? Noaptea, da, seara, asta era seara, în jurul orei 8 sau 9, nu mai țin minte doar. Nu știu, oare era când m-am uitat la ceasă. Am venit și am cerut, i-am spus lui concubin, i-am spus să-mi dai număr de telefon ca să pot suna în România să stau de vorbă cu fata. Aha, și atunci și spus, ai decis, dacă nu-mi dai voie să mă văd cu fata, nu, atunci nici bunicii nu se vadă asta cu... Asta nu-i corect. Bunicii, eu nu zic de soție. Bunicii, corect, de ce nu-și uita. Văd am fost nepoții. Cu Andrian, era mama casa lui, era concubinul și mama soacră. Roman, și da, uite, din noiembrie Italia. Sau de când s-a întâmplat asta, i-ai zis vreodată băiatului tău, uite, pune mâna pe telefon și da. Sună-ți bunicii. Da. Și? A sunat. Păi doamna Zinaida zice că nu a sunat. Și nu a sunat. Andreianu a sunat acasă, la dumneavoastră. Și... eu am sunat de multe ori și am vrut să-i dau să vorbească. Cum l-am învățat pe băieți să sune? Eu nu l-am învățat să sune. Vorbele cele a lui nu poate spui el așa. Să mă scuzi, mamă. Da. Deci totuși ai... ați vorbit cu nepotul sau cu doamna Zinaida? Am vorbit cu nepotul, dar pe el cum îi spune ea? Când tu nu ești bunică, nu ea. Atunci când este vorba de manipulare din partea unui părinte, mă refer la ambii părinți, atunci când decid să divorțeze, copiii devin un fel de monedă de schimb. Și dacă unul din părinți recurge la manipulare, un copil ușor se pretează acestor tehnici de manipulare. Chiar și oamenii adulți pot cădea sub influența manipulatorilor. Dar mai ales dacă vorbim de un copil de 12 ani, care a suportat și așa trauma despărțirii de mamă. Deci, plus la toate, au existat antecedente traumatizante pentru el în familie până în momentul plecării mamei. Unde se află astăzi fiica de 8 ani a lui Roman? Este oare în pericol, așa cum bănuiește tatăl său? Veți afla mai târziu. Acum vă spun doar că fetița nu este cu mama ei. Numai dar mai întâi, da. Haideți să o cunoaștem pe actuala soție a lui Roman. Ce ne va spune ea despre eroul nostru? Vom auzi imediat. Viorica, te rog să intre. Din câte se vede, dar acest gest vorbește foarte mult despre relația voastră. Vă iubiți? Da. Pe ea nu o super? Nu. Hai că o să ne spună ea. Viorica, uite, a venit fosta lui soacra lui Roman și spune că pe prima lui soție o supăra, o bătea. Dar și el a recunoscut. Nu știu, nu încă foarte bine. Femeile rare oricând recunosc în public că sunt agresate și bătute chiar de soții lor. Dar, nu știu, poate te conving să ne te deschizi. Nu. Nu. Nu ne iubim, nu ne împăcăm. Roman are probleme cu alcoolul? Nu. Bea? Nu. Pentru că și asta a fost una din problemele invocate. Eu nu știu, a fost în trecut la dânsul, dar noi avem un an de zile, nu ne împăcăm. De când sunteți căsătoriți? Un an de zile. Avem. Un an? Da. Păi stai puțin, chiar imediat ce a plecat prima ta soție, te-ai căsătorit? Nu, căsătoriți în ianuarie acum. Aha, dar de când v-ați... Noi din luna... S-a legat romanul vostru? Din 22 august, 22 iulie am trecut. Dar Veronica când a plecat de acasă? Ea a plecat pe data din 1 mai chiar. Sau 31 aprilie, sau 30 aprilie, a 30 de Paște. N-ai stat tu mult pe gânduri să o aștepți? A, vine, nu vine? Am încercat mult, am scris pe WhatsApp, am continuat până luna lui iunie, la jumătatea lui iunie, atunci s-a încheiat totul și a fost cu dânsă. A spus că eu vreau să vin acasă, eu vreau să-mi iau fata și-am cumpărat să vin acasă, să o aduc acasă. Da, tu vrei să mă primești înapoi? Zic, eu nu pot să te primești înapoi, poți să trăiești acolo. Ei se vede că deja era însărcinată, pentru că copilul lor e mai mare ca copilul meu, undeva cu o lună sau cu două. Voi aveți și un copil? Da. Felicitări. Copilul lor a fost soții mai mari, ori cu o lună, ori cu două. A nostru, da. Păi, dacă nu pleca Viorica, oricum, deci odată și odată căsătoria voastră... A luat sfârșit, corect. A luat sfârșit, dar nu într-așa fel, să iei fata și te duci.
Și nu spui nici la ardere măcar Roma. Eu am luat fata și mă duc. Ilegal fata așa din undeva în România, da? Viorica, dar zi-mi, te rog, acum fiul lui Roman din prima căsătorie crește cu voi. Da. Da? Și cum îți spune? Tante Victoria. Tante Victoria? Da. Dar de mama își pomenește? El când aude cuvântul mama, el plânge. Copilul e foarte stresat. Că e mama, nu un an de zile, nu a venit măcar la băiat să întrebe, dar cum te simți și mănânci, să întrebe ca o mamă. Dar cum crezi, de ce nu a venit? Mama care, mamă, să mă scuzați, și a avut cu soțul, trecutul a avut, trebuie să vii la băiet. El nu a încercat nici... Dar poate din frică nu vine? Nu, nu cred. Pentru că eu sunt martor, când am fost cu Roma, la acasă, la Veronica, a intrat soțul și cu băietul în ogradă, că a vrut să întrebe de fată, și pe dânsul dat în afară din ogradă și pe băiat. Dar o mamă nu poate să se alunge, să nu iasă nici în, din casă, să alunge propriul copil, să-l alunge din ogradă. Ea era în casă? Da. Veronica, fosta soție a eroului nostru, care într-o zi a fugit de acasă, luând-o cu ea pe fetița mai mică, a revenit în țară și acum va intra în platoul nostru. O vom întreba ce a făcut-o să plece astfel din familie, unde este acum fetița de 8 ani pe care a luat-o cu ea, și dacă temerele lui Roman privind soarta copilului sunt întemeiate. Bună seara! Bună seara! Mai întâi, spune-mi, te rog, deci este adevărat că Roman te bătea? Da. Des se întâmpla? Foarte des. De la ce se lua? El consuma băuturi din cauza la care trăiește el. Pe dânsa trebuie să o bată, nu pe mine, care fășim orice, fășim acasă. Dar relația lor s-a născut atunci când voi încă erați împreună? Erau de mult, eu nici nu știam. Eu dacă stăteam cu copiii acasă, el a venit cu multe acasă, ne-a venit, cu surprize multe a venit. Și pe gât, și pe corp, cu mai multe. Deci avea aventuri, tu crezi? Avea aventuri, dar eu nu le știam. Dar de ce te bătea pe tine? Întrebarea asta ne-o pun și eu, nu știu de ce eram bătut. Dar pe copii? Era la mijloc altă, de te-o bătea. Da, pe Andrian și al mai obișnuit, Andrian a fost din... De te-o bătea. Din Mădălina, așa, mai răcânești la dânsa, o mai pălești pe dânsa, dar Andrian și al mai obișnuit. Dacă plecam la mama, un kilometru și ceva, și dacă rămâne cu dânsul, când mă întorceam înapoi, era bătut. Le-ai povestit colegilor mei o faptă și mai gravă a lui Roman. Că nu se consuma el la bătăi, a ajuns și mai departe. Da. Despre ce este vorba? Cu o săptămână înainte de a pleca în România, eu am pus o cratiță pe plită ca să spăl pe Andrian, după care am mai pus una să spăl pe Mădălina și a spus că pleacă el să o pună. Și când spălam copilul, am simțit miros de gaz. Când m-am dus, ea nu era prins ca să încălzească. Ieșe gazul. Și am spus, de ce nu i-ai dat drumul ca să încălzească? Pentru că eu am vrut ca tu să mori. Dar în casă erau și doi copii. Eu am așa înțeles că el nu a vrut era ca să ajungă acolo. Era treaz sau era beat? Era treaz, dar la dânsul nu conta de amul. Dar de ce îi spui? Ce... Ok, faci emoții. Dar vreau să aud și eu, cum adică? Mai, și dai de mână, spune. Este ce adevărat? Și dai de mână. Spune și recunoaște odată și pentru totdeauna. Ce că eu să spun acum? Fapta cu gazul, Roman. Tu ai fost într-o acolo, nu ți-ai vedut? Veniți mă acasă de la lucru. Am pus cum nu era ca... cum spune... aragaz de care de masă. Miteluț care spune pe masă. Prima castrolică am pus-o la încălzit ca să piele unul din copii. În moment ce ala cineva din copii ăștia afară și o zic că tata miroase gaz. Îi las miroase. Cred că aș dat în foc apa și s-a stins gazul. Și tu ai zis lasă miroase? Și după aceea Roma, du-te că gazul ceva s-a stins. Că ești afară, repede, orică acum mă și-a stâng.
Nici nu e adevărat nică din ce spui. Nimeni nu a ieșit afară. Dar de ce nu recunoști tu prietă? Că ai luat copiii și a ieșit afară. Pentru că nu a ieșit nimeni afară din casă. Dacă nu am dat eu de mirosul ăsta, nu, nimeni nu a ieșit afară din casă. Că ți era tot una. Eu nu eram în casă cu voi. Tu ai fost în stare ca noi să murim cu copiii în casă, numai să n-ajungem în România să rămâi cu dânsa. Pe dânsa de ce n-o bați? De ce nu spui atât, domn? Pe dânsa de ce n-o bați, omule? Dar eu nu eram oare lângă voi în două așa? Nu mă interesează, răspunde la întrebarea asta, că toată viața e răcânii la mine. Veronica, pot să vă întreb ceva? Da. Roman a zis anterior că v-a propus și nu o singură dată să discutați un eventual divorț, să vă despărțiți frumos, să luați o decizie cum împărțiți copiii sau cum cu cine rămân, cine vizitează. Au fost așa? Da, au fost. Discuții? Da. Și de ce nu ați divorțat? De ce nu v-ați despărțit mai devreme? Atunci când a apărut, cum spuneți dumneavoastră... I-am dat o șansă, am crezut că schimbi de asta. Eu nu avem unde să mă duc. Asta deci dumneavoastră nu ați vrut să divorțați? Nu, atunci nu am vrut. Pentru că eu nu am avut... 11 ani am trăit cu dâns pentru că eu nu am avut unde să mă duc. N-am avut nici o cale unde să mă duc. Și nu pot, despre acei 11 ani de căsătorie ne-a povestit mai devreme Roman. Am auzit versiunea lui. Acum hai să vedem ce ne-ai povestit tu despre viața voastră conjugală. Atenție la ecran. El îmi spune că tu pentru mine ești zero. Asta, el nu mă vede ca soție și nici copiii nu-i vede. Cel mai tare au fost ultimii 3 ani, n-am mai suportat. În fiecare seară vine bat, mă bătie, foarte tare mă bătie. Eu adușem nuci și încă seara eram și bătută. M-am pus în genunchi la dânsul și mă rugam ca să nu pună mâna pe cuțit să mă taie. Că așa au spus că tu, amusara, nu mai scăchi. Eu pe tine te tai. Și Andrian și cu Madalina se fau într-una și spune: tată, tată, dă-i pașii lui mama, nu tăie. Roman, dar așa a fost? Nu, așa cu cuțitul nu a fost. Doamne. Eu a zis că a pus mâna pe cuțit. Recunoaște-mi fața la lumea. M-am pus în genunchi la tine ca să la nu mă tai. La ei parcă altceva. Eu când vedem să-mi iau documentele și spune: Roman, nu te duci că avem 2 copii de crescut, așa? Așa pentru spune. Că am crezut că tu, într-adevăr, tu ții la familie, dar tu... Eu în 11 ani am trăit cu un șerpi, nu cu un om. Eu spunem că... Mă ducem la mama și aducem pâine și nu mâncam până nu vinei tu de la lucru. Dar eu n-am știut că am trăit 11 ani cu un șerpi. Să audă toată lumea cu cine am trăit eu. Nu mâncam, mă ducem la seră, mă ducem pe la abator, lucram. Cu seara, eu cât am fost la Moscova, tu cum ai spus? Că Roma-i mort? Așa ai spus, dacă atât lumea din mort. Sat, că Roma pentru e mort, noi, da, erai mort, Roma Moscova este da, mort, erai mort, în primul rând. Da, pentru doilea, că lumea îmi spune că tu nici n-ai vrut să vii acasă. Că suntem divorțați de ani de zile, tu gura să nu ne-o astupi nimic când ne-ai astupat-o, că nu femeii ta se astupi gura, nu ne-i. Așa a spus, că suntem undeva divorțați de ani de zile, și eu nu are copii și eu nu are soț. Andrian, Veronica, două detalii nu-mi dau pace. De ce a trebuit să pleci, uite, anume în acest fel? Puteai pentru că altfel nu s-o, dacă eu îi spunem lui că plec, el mă bătie. Sora mea m-a sunat pe urmă și a spus că dacă el știe că plec în România, mă călca în chișoare. Că așa i-a spus ei. Sora mea, după când am plecat în România, o ținut legătura cu dânsul mult timp. Al doilea detaliu și mai important. De ce ai luat-o pe fată și nu l-ai luat pe băiat? Pe amândoi am vrut să iau. Pe amândoi, că la amândoi le-am făcut documente. De ce pe fata? Pentru că el a venit țara și eu vrut lui Andrei, așa cum îi faci și în ziua de azi, cum faci, tot așa îi vrut. Numai minciuni. Oamenii se despart, dar trebuie să-i spui lui Andrian adevărul, să-i spui, deși s-a dus mamta. Trebuie să-i spui adevărul, că nu mai suportat atâtea bătăi. Veronica, și după toate istoriile acestea, cu aragazul, cu bătăile, cu tăiatul gâtului și după toate acestea, dumneavoastră nu v-a fost frică să lăsați copilul în brațele lui taic-său? Mi-a fost frică. Care era un violator, după cum spuneți dumneavoastră? Tot timpul mi-a fost frică. Și cum dumneavoastră ați ales să vă duceți, să vă salvați un copil, dar pe celălalt să-l lăsați așa? Am venit. Acolo, am venit la 2 luni și ceva, am venit în iulie, am venit în România. Și m-am dus deodată la Andrian, acolo unde am stat noi casă cu chirie. Și ați vorbit cu băiatul? Da, am vorbit, dar Andrianul era foarte speriat, stresat. Când m-a văzut, a început a striga și a spune, a pus mâna pe telefon și a sunat la tatu. Tatăl a venit aici. Eu am încercat cu băiatul să vorbesc foarte calm.
El a spus că eu am tras în băiat, dar eu niciodată n-am tras în băiat, dintre care a venit poliția, am scris acolo cerere. Tu, e ca să mă scuzați. Da. Eu ca femeie putem să te înțeleg, orice, dacă mamă nu te înțeleg. Da, un an de zile ai, tu ai venit la băiet. Tu nu spui cu mine, tu nu te pune în loc cu meu. Tu ca tine niciodată nu mi-o zice. Eu ca tine niciodată nu vreau să vină, nu spune cu mine. El mi-a crescut copiii și nu răcânie. Voi amândoi sunteți doi bețâși. Și de asta vă înțelegeți foarte bine. Doamne, da, de asta o sună aroma la sora mea. Unde stăte băietul la oară 11 și de noapte? Când eu stăte numai cu de... Unde stăte băietul la oară 11 și de noapte? Ții ca mamă, nu ți rușine. Taci, tu mamă. Copilul tău suferă. Dar că ce sat ești, mamă? Eu sunt mamă. Unde se află fetița de 8 anișori pe care Veronica a luat-o acum un an de acasă și a plecat cu ea în străinătate? Mai mult, îi vom auzi astăzi pe ambii copii ai cuplului. Ea mi-a spus că o duce un trai rău cu dânsul. I-am zis, vrei să pui punct, fii la mine. Că-i fata mea și eu vreau să știu și eu și cu dânsul. Mădălina are mamă, omule. Asta nu-i mamă, eu sunt mamă. Nu, tu ai sărit la bătaie, mai întâi în gard. Nu sărit la bătaie. La bătaie, Andrian Plăjie. Andrian Plăjie, la mine cu jipi. La mine nu sărit la bătaie, la dânsul. Acum, a venit momentul pentru care tu, de fapt, ai ajuns la noi în platou. În câteva clipe o vei vedea pe fetița ta. Cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. TAG Heuer Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. TAG Heuer Family, universul stilului pentru întreaga familie. Afirm că fiica ta a fost răpită acum un an. Da. Vreau să te întreb dacă ai idee unde se află acum. Undeva se află prin România. Nu știu nimic despre dânsa. Dar cum a ajuns copila undeva în România? Mama ei a luat-o forțat în ziua când a plecat. Tu cum crezi? De ce a fugit ea? A fugit că și-a găsit alt iubit. Eu nu știu fost în trecut la dânsul, dar noi avem un an de zile, noi ne împăcăm. Acum fiul lui Roman din prima căsătorie crește cu voi. Da. De mama își pomenește? El când aude cuvântul mama, el plânge. Roman te bătea? Da. Des se întâmpla? Foarte des. Din cauza la care trăiești el. Ții ți era tot una. Eu nu eram tu ai fost în stare ca noi să murim cu copiii în casă, numai să n-ajungem în România să rămâi cu dânsa. De ce ai luat-o pe fată și nu l-ai luat pe băiat? Pe amândoi am vrut să iau. Pe amândoi, că la amândoi le-am făcut documente. Veronica, te rog să ne spui, da. Unde se află acum Mădălina, fetița ta de 8 ani? În fiica România, ta... la socrii mei. Tu ești căsătorită oficial? Nu. Noi după divorț am venit să ne căsătorim. Oameni străini. Copilul tău acum se află cu oameni străini. Da, dar care are grijă de dânsa. Mai gine ca tațu. Mai gine ca tațu. Și care nu se află în pericol. De când nu te-ai văzut cu fata ta pe viu? De 7 luni. 7 luni? Da. Ea nu a văzut-o pe mămică ei? Da, doar pe cameră. Actualul tău iubit, ce știi despre căsătoria ta anterioară? Tot. Ce ai povestit tu? Tot, i-am povestit cum am trăit cu el și viața cum trăit cu dânsul. Hai să vedem. Bărbatul la care Veronica a fugit acum un an împreună cu fiica ei de 7 anișori se află și el aici. Da. Iar acum va intra în platoul nostru. Să-l întâmpinăm. Bună seara, Adrian! Sărbună! Povestește-ne, te rog, cum v-ați cunoscut cu Veronica? Pe internet, pe Facebook. Ce ți-a povestit Veronica despre viața ei? Mi-a povestit viața ei, că duce o viață grea, că este bătută de soț, vorbit fel și fel de cuvinte care nu se spune unei soții, care ai doi copii împreună cu ea și multe, multe chestii care pe parcurs a început să mi le spună rând pe rând, ajungând să mă cunoască mai bine, de la zi, la zi, la zi, și așa. Și așa v-ați îndrăgostit unul de celălalt? Da. Tu erai căsătorit. Eu veneam după despărțire, tot așa am trăit în concubinaj cu cineva din România. Ne-am despărțit,
o fată la mine, una la ea, fără scandal, fără ceartă, fără bătaie, fără nimic. Simplu și liniștit. Uite, trasă la Indigo povestea voastră. Dar cum v-ați împărțit copiii? Adevărul. Dar cum i-ați împărțit? De ce ați decis să... Așa s-a căzut de acord. O vrei pe cea mare, bine, o vrei pe cea mică, o iei, îți vezi de viața ta, îmi văd de viața mea. Păi, dar nu sunt bomboane. Așa a fost să fie. Dar frații comunică între ei? Copiii dumneavoastră? Când și când, da. Când și când. Considerați că este bine copiii să comunice când și când, frații? Da. Ați sfătuit-o dumneavoastră, actuala dumneavoastră concubină, așa, ca să lese băiatul mai mare soțului și să vină cu cel mai mic? Nu. Dar ați planificat împreună, să zic, evadarea ei de acasă? Da, împreună, că normal, dacă ea mi-a spus că o duce un trai rău cu dânsul, i-am zis, vrei să pui punct, îmi spui... Fă-ți bagajul, vii la mine. Vii la mine. Iei amândoi copii, eu sunt de acord să iei amândoi copii și vii la mine. Da. Dar până atunci v-ați văzut? Da, am vorbit un an de zile pe Facebook. Așa, să vă vedeți, să vă țineți de mână, față-n față, să vă cuprindeți. Față-n față, nu. Și așa brusc tu ai decis, atât de tare ți-a plăcut, că uite, da, așa o primea? Da, timp de un an de zile m-am atașat de ea, de copii, cu copiii vorbeam în fiecare zi, în fiecare cu seară. Cu copiii ei? Da. Și ce-ți spuneau ei? Ce știu eu despre tine? Copiii, mai despre mine nimic, da. Dar tu cum te prezentai? Cine e nenea cu care trebuie să vă vorbească cu copilul? Mă știa că mă cheamă Adrian, ca așa, și pe băiatul ei, și asta am fost. Stai puțin, Adrian. Vorbim despre un copil de 11 ani. Da. Copiii la 11 ani înțeleg foarte, foarte multe. Ei încă ne pot învăța multe, pe noi, maturii. Tu cum te prezentai băiatului? Și el cum, ce întreba? Veronica, tu ce-i spuneai? Cine este nenea asta? Lui Adrian, lui ficiorul meu, i-am spus că Adrian este... Viitorul soț. Cum adică? Tata e la serviciu, voi trăiți într-o casă, viitorul soț? Tata... Viitorul soț, dacă dumneavoastră nu ați depus nicio acțiune referitor la divorț, dumneavoastră n-ați făcut ordine în viață, ați evadat din țara dumneavoastră cu un copil, fără a acționa cumva? Da, a depune o acțiune privind desfacerea căsătoriei, privind stabilirea domiciliului copilului. Pe urmă i-am spus lui Roman că se divorțăm, dar nu vreau. Știa că... Că eu vorbesc. Soția lui vorbește cu mine. Nu, eu v-am întrebat pe dumneavoastră de ce n-ați depus să... Roman, tu știai de Adrian? Este adevărat? Eu nu știam că dorm eu. Mai bine îți voi spune fișorul meu și ce și știe el. Eu vinem acasă, obosiți, mă scuzați. Da, într-adevăr, mai vinem băut, eu dormim, Adrian acum ne-a spus zilele astea, că mama lui m-a arătat pe Facebook, pe cameră, m-a arătat cu cine vorbea e. Ia că te-l olbiez, ia că te-l doarme. Ia că uitați-vă, tu cum amui am aflat și eu. Tu cum amui, zilele astea. De ce spui mișul că tu întotdeauna știi că eu grăiesc? Copilul de 12 ani nu mișul ești. Copilul Arturul mișul nică nu ești. Că tu i-ai dus bărbați în casă, dormi la bucătărie, pe jos. Eu nu știu dacă acest detaliu despre care ne povestești atât de indignat este atât de important. După ce s-a cumpărat... Acum, Mădălina se află la părinții tăi? Da. Dar voi nu sunteți deranjați de un simplu fapt că este un copil într-o țară străină, cu oameni străini, cât de mult îți iubi părinții și cât de buni ar fi ei? Maica mea cu taică mi-are grijă de... Este un copil de 8 ani, de parte de mama și de tata. Exact, cum are grijă și de fiica mea. Acum, a venit momentul pentru care tu de fapt ai ajuns la noi în platou. Da. În câteva clipe o vei vedea pe fetița ta, pe care nu ai văzut-o de o zici cu un an de zile. Care nu e gata niciodată. Din luna lui mai 2019. Vei auzi și persoana în grijă căreia se află acum, fetița ta, pentru că ziceai că ai bănuieli să nu ajungă pe mâinile traficanților. Eu nu știu nimic de dânsa. Atenție la ecran. Scrie, se joacă, e veselă, nu e tristă, să știți. Aici să știți că nu o ceartă nimeni, nu o bate nimeni, cum s-a auzit. Eu cresc 4 nepoți, domnule dragă, le ofert ale condiții, am baie, am camere renovate, am tot ce trebuie. Mădălina, ce faci, mămică? Bine. Ce-ai mâncat azi, Mădălina? Am mâncat corn și... Mamaia Viorica are grijă de tine? Da.
Așa, dar de ce nu vorbim? Vorbește mai deschis, că nu se întâmplă nimic. Nu sta în stres, că nimeni nu-ți face nimic. Îți place la România? Da. Așa. Și de fals. Și în faza la lumii tot fals ești. Macar aici păi am crezut bine, că dar eu vreau să înțeleg un lucru. Cum? S-a schimbat fata ta într-un an și 4 luni? S-a schimbat, desigur. S-a schimbat într-un an și 4 luni un copil, se schimbă foarte mult. Eu dacă nu am văzut-o, dacă nu am strâns-o în brață, nu i-am spus măcar un la mulți ani să-i zic de ziua ei. Măcar un la mulți ani să-i zic, dar n-am putut. Pentru că m-a dat afară, cu băietul, eram cu soția, eram mai în val, i-a zis că eu nu mă râladeau, dar eram cu băietul, am intrat în ograd, fosta mamă, soacră, ne-a chemat la dânsa în casă, am ajuns numai până la scări, vă spun. A ieșit el, a înșerut număr de telefon, el a început acuși, vă-l dau. A ieșit, ne-a împins în drum și a încercat să ia, să sară la bătaie, anume el. Uitați-și minte. Telefonul, orice ai cerut tău? Telefonul? Roman, dar zi-mi, te rog, mai mult după cele văzute, zi-mi, te rog, mai bănuiești că fata ta s-ar afla în pericol și ar putea ajunge pe mâinile traficanți? Bine, eu nu bănuiesc, dar fata mea este ilegal, în primul rând. Nu are declarații, nu are iscălituri pentru dânsul. Cel puțin în pericol, crezi că se află? În pericol poate nu. Nu. Te-ai mai liniștit un pic? M-am mai liniștit. Dar ce-ai spus că e în pericol, Mădălina? E în pericol, pentru că e fata mea și eu vreau să știu și eu și cu dânsa. Mădălina are mamă, omule. Asta nu e mamă. Eu sunt mamă. Eu i-am crescut până la vârsta asta. De-am dacă s-o mărit, tu de-am te-ai trezit că ești tată. După ce am plecat în România, te-ai trezit că tu ești tată. De unde te-ai trezit tu că ești tată, omule? Când tu ne băteai și mă alungai pe afară. De ce nu spui asta când fiecare seară vine bătaie? De ce nu spui asta? Nu avea de mâncare în casă, spunea hrănește că-i copiii tăi. Copiii tăi, asta-i spus. Până și amuia de când am venit din România, tot aud. Când să-i dau și pe Andrian, când m-am săturat de dânsul să vadă cum scrie. Dar eu nu știu, a crește copiii, dar... Veronica, dumneavoastră așa v-ați încurajat? De parcă chiar e foarte ok ce se întâmplă. Și e foarte bine că copilul dumneavoastră se află acum și vi se pare că el e în condiții destul de bune și nu prezintă pericol, nu este într-o... nu are un factor de risc acolo că e printre străini. Eu, de exemplu, sunt foarte sceptică la capitolul acesta. Copilul este cetățean al Republicii Moldova și ea trebuie să se afle aici acum. Dumneavoastră nu cunoașteți cine este, n-ați avut timp suficient să știți cine este bărbatul de pe canapea de lângă dumneavoastră. Mai mult decât atât, părinții lui. Eu am știut unde mă duc, nu m-am dus cu ochii închiși. Veronica, am înțeles că dumneavoastră aveți o interdicție pentru 7 luni de intrare în România. Da. Dar fiica dumneavoastră nu are interdicție să vină în Republica Moldova. De ce nu a venit? De ce n-ați rugat soacra sau cine este la moment pentru să vă aducă în Republica Moldova și să fiți pe perioada interdicției de intrare a dumneavoastră, să fiți împreună cu fiica aici în Republica Moldova și după ce aranjați toate lucrurile cu fostul soț, cu alte momente și cu divorțul care aveți necesar ca să încheiați o nouă căsătorie, să mergeți deschis, liniștit cu ea. Fata frecventa școala în România. Noi am făcut tot posibilul ca să plecăm noi acolo, pentru că noi aici nu am mult de când s-a finalizat frecventarea școlii. Veronica, vreau să vă dau o întrebare. Da. Spuneți, vă rog, dumneavoastră, când ați plecat cu ideea că rămâneți în România? Da. Iată, anume acest moment, dumneavoastră, acum ați recunoscut că ați ieșit, intenționat, ați ieșit la noi din țară, ați scos copilul minor, fără acordul tatălui, deci copilul se află ilegal într-o țară străină. Așa, dar iată, revenind la întrebarea domnului Vârlan, școala s-a oprit de mult. De ce copilul nu putea să vină? Ea avea interdicția, eu nu puteam să mă duc să o aduc, nu era pe numele meu. Și părinții tăi nu puteau să o aducă? Noi tot am sunat la frontieră ca să pot să plec acolo, pentru că eu să o aduc aici. Nu, pe fată să o aduci aici, lângă tine, să o lângă mămica ei. Da, acum de ce nu mergeți să o aduceți? Pentru că noi vrem să plecăm acolo, la dânsa, nu aici. Aveți noastră, Veronica, frică că nu o să mai puteți pleca cu copilul înapoi? Păi eu și trebuie să fac, să alerg după Roman Malek, el cum are dreptul să facă viața, dar eu nu am dreptul să-mi fac viața. Eu am înțeles care este frica dumneavoastră, dar să știți, chiar dacă aveți frica respectivă, este absolut incorrect ca copilul să stea cu persoane străine, să nu stea cu dumneavoastră și este incorrect, așa cum v-a spus și colega, că el deja se află
nu așa cum spune legea, deci locul de trai unui copil în peste hotarele Republicii Moldova poate avea loc sau poate să stabilească doar cu acordul ambilor părinți. Atâta timp cât fostul soț al dumneavoastră nu este decăzut din drepturi părintești, este necesar acordul tatălui și vă mai spun ca să știți, doar nu vreau să vă sperie, dar există un articol penal. Legea penală spune despre furt de copil chiar și de către rude apropiate și inclusiv de părinți. Eu n-am furat-o. Eu am luat-o cu ghinișorul să ne ducem să scăpăm de dânsul. Atâta timp cât ați mers și ați stabilit copilul cu loc de trai permanent, cadeți sub influența, sub incidența acestor prevederi legale. Furt de copil. Și ce prevede acest? Acest prevede și amendă, și muncă neremunerată, și chiar privațiuni de libertate. Veronica, dar spune-mi, te rog, de ce nu-i permiți fetiței tale să vorbească cu tatăl ei? Mi-am permis. Cât am fost la România, el a avut acces la Facebook, la WhatsApp. Pe urmă început... de la jumătatea lui mai 2019 eu acces nu am mai avut. Ai avut. Ultima oară am vorbit cu doamna secretară de la școala ei. Care și pe dânsa a înjurat-o. Exact, cum l-ai înjurat și pe taică mi l-ai făcut țigan, l-ai făcut tot. Deja spui minciuni. Nu e? Ai numit părinții lui Andreanu tot felul. Dar Mădălinei, nu este dor de cei de care ai despărțit-o? De fratele ei? De frate poate. Numai de frate. De frate poate, dar de taică să nu e. Nu trebuie de numai când au de el să se crede. Fata mea nu a fost obișnuită de mine, eu a fost crescută pe palmele mele. Da, știu. Am văzut timp de un an de zile, tu nu erai prezent nici ziua acasă, nici noaptea. Veneai la 12, 1 noaptea, veneai băut. Copiii își puneau pătura în cap de frica ta. A venit timpul să auzim ce spune și celălalt copil al vostru, Veronica Roman, care a rămas în grija tatălui. Atenție la ecran. Sora mea, Madalina, mi-e dor de dânsă, vreau să o văd, vreau să strâng din braț cât de tare pot, să o sărut cât de mult pot. Mie mă doare suflet cu o luată, Madalina, dar nu dânsa. Imam, dar eu nu vreau să vorbesc cu dânsa. Eu nu mai socot ca pe mamă. Ies să și poze goale, în fața al televizor. E în fața mea, fășesc, în fața lui Madalina. Când dormea tata, l-a arătat cu telefon la dânșii, la români. Și a spus, dacă ești mamă, mamă adevărată, ar trebui să mănânci pământ, ca să vii să mă vezi numai. Să lăsați bărbat și ala tău. Și eu o tăcut atunci și a început a plânge. Nu e adevărat. Adrian niciodată nu ne-a spus nici vorbe. Păi, dar el vorbește, nu? Este copilul tău. Da. Păi, dar ți-a zis? Păi el vorbește prin tatăl ăsta. Vorbele s-au dat tot ăștia. Trebuie să lași pe Adrian să grăiască cu mine. Dar Adrian are posibilitatea să se vadă, să vorbească cu sora lui? Da. Păi da, de câte ori a vorbit? Că zice băiatul că îi este dor de soră. Păi dacă vorbit ultima oară. Păi dar cum să vorbesc, doamnă, cu dânsul? Nu pot să vorbesc. De multe ori am spus lui Adrian... Când ai vorbit ultima oară cu copilul tău? Acum, pe 17 iulie. Așa, și? În ce... Spus lui Adrianu să vină la mine ca să putem să discutăm. Și ce ți-a spus? Adrianu nu vrea să vină. Nu-l lasă taică. Dar să faci imediat, atunci. Zici, bun, nu vrei să vezi pe mămica. Uite, hai vorbește cu sora ta. Ai făcut asta? I-am arătat-o pe sora lui. Și? Eu dacă aș vorbi cu Andreea, normal că i-aș da... Păi atunci, zici că te-ai întâlnit. Nu am discutat mult, că noi atunci am intrat în... Dar la magazin v-ați întâlnit? Da, ne-am întâlnit. Da, dar nu ați discutat măcar un cuvânt. Nu. Băie, nu-mi de acasă, plângând. Plângându-mi de acasă la magazin, că am văzut pe mama, dar mama nu a vrut să vorbească. Eu eram bună, dar nu era cu dânsul. Andreea nu era pe și nu a vorbit. Eu n-am putut să vorbesc cu Andreea, pentru că ei una, două, duc la poliție. Eu acum am scris cereri la asistență socială ca să am un grafic în care să mă văd cu Andreea. Și bătăt legal, pe urmă ei duc la poliție, mă dau... Vorba asta ce spune acum nu este adevărat. Copilul tot a fost la asistență socială. Eu tot am documentații de la asistența socială. Și de ce nu spui că toate acestea s-au întâmplat din cauza ta? De ce nu spui asta? Amândoi suntem vinovați. Eu vreau să-mi văd fata. Nu!
Tu ai sărit la bătaie, m-ai împins în gard. Nu sări la bătaie. La bătaie, Andrian plângie. Andrian plângie la mine, eu fugit. Nimeni nu sări la bătaie. A văzut că eram cu dânsii. Am văzut că eram cu dânsii. Eram mai la vale. Andrian a fugit la mine. Eu eram mai la vale. Nu era nimeni. Eram, Dumnezeu ne marge. Da și rușine. Rușine, spășibă. Tu ca mamă nu-mi doare sufletul cu chinul tău. Veronica, fii atent aici. Da. Roman ne-a pus la dispoziție o înregistrare a uneia dintre discuțiile tale cu fiul tău, Adrian. Dacă accepți, o vom asculta acum. Alo, bună seara. Ce faci, Adrian? Nică. Mam, o trecut o săptămână și tu mai ai venit să mă vezi. Chiar nu ți-e dor de mine? Păi dacă vrei să te văd, ce nu vii la Măgda? Dar eu și știu că ești acolo. Păi acolo, că nu se pot. Ai mamă? Da. Bravo. Și doar și mai ai nevoie de mine dacă ai mamă. Hai cu mamă ta și care ți-o adus-o tată. Când am să mor, să aduci aminte de mine că ai avut o mamă proastă. Bun, Andrian, dar hai rămâi cu tată, tu, cu mămic, ta și ea. Da. Dacă vrei. Da, nini dor de Madalina. Ce n-o aduci? Eu de când timp n-am văzut-o? Aha, ce dor de Madalina. Dar lui Madalina nu e dor de tine, Andrian. Asta înregistrez, dacă nu mă bătiși, fășii copchii, în tot felul, asta nu e înregistrat. Asta e înregistrarea ta, unde vorbești tu cu Andrian. Pe mine m-a șocat discuția dumneavoastră cu copilul, dar are ea și o explicație. În primul rând, Veronica este o femeie rănită totalmente. Eu nu cunosc femei care au fost maltratate în familie și care își păstrează, eu știu, calitățile sau caracterul intact. Deci femeile se schimbă. Plus la toate, ambii ați comis o greșeală. Ați folosit copiii ca pe arme și Veronica și dumneavoastră la fel. Replicile pe care le spuneți la telefon, cred că ar trebui să le conștientizați că sunt foarte dure pentru urechile și conștiința unui copil. Practic, el s-a simțit abandonat odată când ați plecat cu sora, a doua oară când îi spuneți la telefon că un fel de șantaj emoțional, că dacă mama moare, etc. Pentru un copil, acestea sunt niște vorbe foarte dure și foarte grele. De fapt, renunțați la arme, la copii ca arme, și încercați să găsiți un numitor comun. Pentru că este clar, ceea ce ați trăit până acum în familie, trebuie să ștergeți cu buretele și să o luați pe un drum nou. Numai atenție, acel drum nou să nu fie la fel o repetare a celor trăite în familia anterioară. Să știți că chiar și legislația privede nu agriază atunci când copiii sunt frații, sunt dispărțiți. Deci legiuitorul s-a gândit foarte bine la impactul psihologic pe care poate să-l aibă un copil minor atunci când ei, când, mai drept zis, atunci când frații sunt dispărțiți unul de altul. Dumneavoastră spuneți că chiar acum ați dat așa o replică, că sunteți intenționată să apropiați copiii, dar din ultima discuție, mă scuzați aici, pur și simplu, fără indignare, nu poți și fără revolte, nu poți să vorbești. Copilul, mai replicați dumneavoastră pe parcurs că soțul îi influențează. El aici a venit cu un mesaj foarte clar, mie mi-e dor de sora mea, la care dumneavoastră spuneți, dar ei nu îi dor de tine. Veronica. Dar ce era în capul tău când ai pronunțat această frază? Exact. Și pe mine m-a copleșit. Dar Mădălinii nu este dor de tine. Cum? De ce ai spus asta fiului tău? Fiindcă frate s-o bătea la fel cum o bătea și taică. Adriana, acum cel mai puțin ar trebui să vă abțineți de la comentarii. Noi pe Veronica o întrebăm. Ce a fost în capul ei atunci când atât de dur i-a spus că copilul nu are nevoie, Mădălina nu are nevoie. De ce v-ați asumat dumneavoastră această răspundere? De unde știți că Mădălinii nu-i dor? Dar eu sunt sigură că Mădălinii e foarte dor de fratele. Vrem să vorbesc cu Andrian și el, Roman, nu dă de voie ca băiat. Și tu îl pedepsești pe fiul pentru tată? Nu se justifică cât de tare nu aș vrea eu să vă înțeleg ca femeie și ca mamă, nu se justifică acțiunile dumneavoastră. Așa se întâmplă că se mai despart oamenii, dar
nu sunt copiii vinovați în acest lucru și sper să vă ajungă inteligență suficientă ca să nu-i despărțiți pe frați pentru toată viața. Indiferent în a cui familie ei vor trăi, ei trebuie să știe cine e mama, cine e tata, ei trebuie să iubească, ei trebuie să-i respecte, ei trebuie să vorbească între ei la telefon și nu voi sunteți persoanele cele care decideți pentru dânsii. Oricum vor crește, oricum vor împlini majoratul și vor decide ei ce să facă mai pe urmă. Nu pierdeți timpul, că timpul de fapt este cel mai scump lucru. Dacă voi nu găsiți un numitor comun și vă lăsați să decide instanța vis-a-vis de copiii dumneavoastră, o să fie o hotărâre, dar o să fie din punct de vedere o hotărâre care nu avantajează niciun copil, nici altul și niciun părinte și nici altul. Inevitabil, dacă voi nu găsiți un numitor comun, fetița va reveni în Republica Moldova și ea nu va putea pleca și ea va reveni obligatoriu, pentru că legea ne spune clar despre acest moment, și nu va putea pleca fără acordul tatălui ei, chiar dacă dumneavoastră aveți o altă relație în România. Ce vreau să vă mai spun, că atunci când se stabilește un loc de trai copiilor, este un principiu clar, nedespărțirea fraților. Așa cum s-a întâmplat la dumneavoastră, nu este corect. Frații trebuie să fie împreună și să comunice. Chiar dacă nu sunt împreună, ei trebuie permanent să comunice. Nu din când în când și așa când vor părinții. Iar soluția optimă pentru dumneavoastră, să găsiți acel numitor comun. Okay, noastră să depășiți acea traumă psihologică care o aveți. Pentru că s-ar părea că noastră aveți o traumă mult mai mare decât fostul soț. El cumva și-a refăcut viața și este liniștit și calm. Noastră încă aveți o traumă foarte mare. Să depășiți acea traumă și să găsiți modalitatea. Să aveți acele cuvinte pentru feciorașul noastră de 12 ani, să-l apropiați foarte mult și împreună să vă așezați la o masă rotundă, vă asigur că cel mai bine pentru copiii dumneavoastră vor fi așa. Voi nu vă mai întoarceți unul la altul, mi-e clar. Și trebuie să găsiți acea soluție, ca fiind în diferite cupluri la ziua de astăzi, copilașii dumneavoastră să nu sufere deloc. Vreau să o întreb pe Veronica și pe Roman. Ai găsit această inteligență în tine și dragoste pentru copiii tăi, în primul rând? Iar tu, Roman? Când am stat de vorbă pe data 22 noiembrie la Pașapoarte, unde se face Pașapoarte? Iar tu, Roman? Informațional. Ai venit băut și ai făcut scandal în unde? Incintă la Pașapoarte? Când am fost băut? Asta este aici, încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.